Salutare toată lumea și bine v-am găsit la episodul cu numărul 22 din survivalul nostru. Hai să continuăm, deci Olimandru împusesem aici cu visul de a ne face un sătuc întreg, adică să facem aici multe căsuțe și un sătuc foarte frumos. Așa că fix aia o să și facem, deci o să mergem să tăiem foarte mulți copaci, avem două topoare din fier, așa că o să ne ajungă, zic eu. Dar mai știu eu ce să facem. Mergem să... adică mergem foarte departe, că turnul ăsta o să ne ajute oricum să găsim casa înapoi. Nu se vede de nori, dar ceva chiar e construit acolo după chestia. Vedeți? E construit o platformă, dar nu se vede de nori, din păcate. Da, deci după cum vă ziceam, o să mergem destul de departe. Aici, poate mai încolo, ca să găsim lemn. Pentru că mapa e infinită, deci avem de unde. Da, ceva de genul, o să luăm foarte multe, foarte multe lemne. Eu trebuia să-mi fac și o poză la coordonate, dar acum, dacă tot m-am îndepărtat, nu mă mai duc înapoi. Dar trebuia să-mi fac o poză la coordonate, asta e clar. Dar nu contează, facem noi și altă dată poză la coordonate. Plus că am mai dat eu F3 prin casă pe alte filmări, deci dacă o pierdem și chiar e nevoie, o să... o să găsim casa fără nicio problemă. Plus că și de aici cred că se vede turnul ăla. Dacă vin mai încoa, se vede și de aici. Vedeți, e foarte mare turnul. Deci nu e nicio problemă. Și putem face chestia asta. Dăm F3. Ne uităm spre căsucă. Facem un screenshot. Și acum știm coordonatele de unde se vede casa. Și cam tot același lucru. Pentru că tot o să găsim casa, nu? Da. Haideți să vedem. Mai avem foarte puțin de lucru. Eu am lag, deoarece, adică nu chiar mare lag, dar am un pic de lag, deoarece plouă și mai randează episodul anterior, adică eu acum filmez cu Open Broadcaster Software într-o calitate foarte mare. Și adică în calitate de la bitrate destul de mare, adică în 40.000. Și îmi face videoclipul foarte mare, de-aia vreau să am calitate foarte mare. Așa că trebuie să-l randez și mi-l face automat vreo 200 de mega. Și aia 200 de mega îi bag pe YouTube în 2 minute, deci... da. Asta nu e nicio problemă, foarte easy. O să facem... aia, da, am un pic, o să am un pic lag în filmări, deoarece eu de obicei filmez filmarea asta. După... o randez pe aia la altă și în timp ce se randează de altă, filmez următoarea filmare. Asta e faza, știți? Dar nu contează. Deci acum se randează episodul cu numărul 20, ca să ne înțelegem mai bine. Și de aici cred că se vede casa. Adică e mare, n-are cum să nu se vadă. Ia. Ia uitați, se vede și de aici. Wow! Ce frumos! Frumos aici, dar... oh, iron. Haideți să luăm ironul pentru că poate nu o să mai ajunge pe aici vreodată. Deci eu zic că merită să luăm tot ironul ăsta. Mai ales că am aruncat foarte mult iron. Frumos! Să mă întorc aici, dar nu acum. Am zis că poate nu o să ne mai întoarcem, dar la ce am văzut acolo, la un cave așa de mare, s-ar putea să mă întorc, cam garantat. Deoarece e cave și s-ar putea găsi diamante acolo și alte chestii, deci eu zic că da. O să lăsăm totuși aici o torță ca să știm că am fost aici, pentru că cine știe, poate uităm. Da, deci hai să continuăm faza cu copacii, pentru că trebuie să tăiem foarte mulți. Așa. Cred că o să încep seria de survival de la 0, adică o să... asta e sezonul 1, următorul o să fie sezonul 2, ca să fim mai... da. Știți la ce mă refer. Sau habar nu am, habar nu am. Așa. Și nu înțeleg, pentru unii școala chiar e o frică, adică vacanța se termină mai puțin, adică august, trece imediat luna. Și o să fie foarte nasol, dar sincer, pentru mine nu e chiar nasol că trece
vacanța pentru că, bă, și o colegi și chestii de genul. Bine, nu e pic, chiar că pot să-mi invit un coleg la mine acasă, dar, nu știu, zic și-o ca idee. Gata. Deci mai sunt 8 zile până la ziua mea, ca să fie înțeles. Și la ziua mea o să dau înapoi join pe aimware.net, adică hack-ul de CSGO. Și o să fie super mega pentru că o să fie back, adică am jucat în 2013 cu el, dar da, acum știi care e faza. O să vin back și eu nu mai n-am certat cu unii din comunitate, sper să mă împac. Am propus și o colaborare cu Xane, nu știu exact cum e numele lui, Xane, și am propus și o colaborare cu el, deci totul e bine și frumos, o să facem o colaborare, adică și el folosește aimware și el are canal, a avut canal de YouTube și l-a șters, de fapt, pentru că se plictisise să posteze. Și da, o să facem colaborări, dalea, dalea, deci, na. Deja v-am zis și surpriza care era, jucăm cu ei pe CSGO în videoclipuri. Ceva foarte șmecher pentru mine, pentru că revine comunitate și... Ce, frate, biciu, da? Ha, biciu de fraierilor, de hateri, cam hack-ul pe CSGO, sau? Glumeam, lol. Da, haterii... Haters gonna hate, dacă știți chestia aia, deci niciodată nu o să primească ni hate. Și normal, haterii doar niște ciudoși care, ce, frate, ce mă, ți-e ciudă, mă? Ți-e ciudă, fraiere? Ți-e ciudă că n-ai bani? Hai, marș! Așa le zicem noi la hateri, așa-i? Așa-i. Stați așa. Haters gonna hate. Haters gonna hate. Asta e podeaua. V-am zis, mini orășelul e în construcție. Și acum pe margini. Și acum ne punem așa. Asta o să, nu o să lăsăm nimic în casa asta, adică să fie goală. Dar măcar știm că am făcut o căsuță. Haters gonna hate. Bun, deci îs două blocuri, zic eu. Nu mă arunc acolo. What? Wait. Nu fucking înțeleg. Am înțeles. Dude. Stați. Perfect, perf, perf.
Haters gonna hate, Hygmen gonna scam. Uai, ce tare a fost, adică, haters gonna hate, Hygmen gonna scam. Și sincer am nimic împotriva cu Hygmen, Hygmen chiar e un tip de treabă, dacă o scamat, așa le trebuie la ala care le-a dat scam, adică, sincer, eu tot mi-am luat și o schemă mai pe scurt și n-am avut nimic cu tipul ăla, înțeleg, e un sărac, un prost și gata, dar nu trebuie să vă luați de, uite, l-ați făcut pe Hygmen să se lase de pe YouTube, poate lui chiar îi plăcea să facă chestia, dar din cauza, vă s-a lăsat de YouTube. Moie! Glumeam, bă, ce aveți. Păi n-am nimic cu Hygmen, dar nici din cauza voastră nu s-a lăsat, s-a lăsat din cauza abonaților care l-au înjurat, nu din cauza voastră, adică, na. Am făcut și casa asta, foarte frumos arată, deci, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Nu o să mai fac chestii de genul, dar da. Bă, o să facem un mare, mare oraș. Bă, ar fi să punem chestiile basic în fiecare casă pe care o facem, adică un crafting table și un chest, adică ar fi ceva să facem chestia asta, like, na. Chiar o să facem chestia asta, deci în fiecare casă o să pun chestiile basic care îți trebuie. Ăsta și ăsta. Și plutesc amândouă. Fraților, oricum, sper că v-a plăcut acest episod. Eu o să încerc să fac cât mai multe aici pe lumea asta, pentru că o să mai invit și prieteni, adică cum l-am invitat pe Pingu. Deci, sper că v-a plăcut acest episod de survival. Nu este asta, apăsați butonul de subscribe și ne vedem data viitoare. Bye, bye!